Bună dimineața! Jane Eyre este unul dintre romanele citite în adolescența multora dintre noi. La fel de mult impresionează și filmul realizat în 2011 în baza cărții. Noi vă recomandăm atât lectura cărții, cât și vizionarea peliculei. Iar acum haideți să vedem și alte evenimente importante care s-au produs la această dată. Conform legendelor, în anul 753 înainte de Hristos, frații gemeni cu atribute de semizei, Romulus și Remus, puneau piatra de temelie a Romei, marcând astfel nașterea vechiului Imperiu Roman. Din punct de vedere strict istoric și arheologic, zona pe care a fost ridicată Roma era locuită încă din secolul 11 înainte de Hristos, după cum confirmă și urmele unor fortificații străvechi de sub colina Palatina. Romulus avea să devină cel mai mare cuceritor al Romei antice, adăugând mari teritorii și popoare sub dominația Romei. În anul 1816 se năștea romanciera și poeta engleză Charlotte Bronte, obișnuită să folosească pseudonimul de Currier Bell. Este cunoscută pentru cartea ei Jane Eyre, unul dintre cele mai mari romane din literatura engleză și cea universală. Astăzi, regina Elizabeta a II-a împlinește 95 de ani. A început să preia obligațiile publice în cursul celui de-al doilea război mondial. Elizabeta a II-a este cel mai longeviv monarh în viață din lume, iar în istoria Marii Britanii are cea mai lungă domnie, depășind-o pe regina Victoria la 9 septembrie 2015. Tot la această dată, în anul 1948, primul aparat foto Polaroid a fost lansat pe piață. Sistemul său dintr-o singură etapă a marcat un progres remarcabil în fotografie. Aparatul a eliminat timpul de așteptare. Imediat după expunere, filmul iese din aparatul de fotografiat, developându-se pe loc. În anul 1960 a avut loc inaugurarea orașului Brazilia, capitala federală a Braziliei de la acea dată. Cu o istorie de doar jumătate de secol, Brazilia este un oraș stilat și futurist, caracterizat de arhitectură contemporană și design dinamic. Este singurul oraș capitală din întreaga lume construit în întregime în secolul 20 și clasificat de UNESCO ca Patrimoniu Cultural al Umanității. În anul 1995, după 10 zile de marș, la temperaturile de 30 grade Celsius, exploratorul român Teodor Negoiță atingea la ora 6 dimineața Polul Nord, devenind primul român care reușește aceste performanțe. Aici punem punct ediției de astăzi. O zi reușită în continuare. La revedere!